24 de povești în așteptarea Crăciunului. 13 decembrie. Ochi de stea. Într-o noapte de Crăciun, în timp ce toate stelele străluceau pe oceanul cerului, iar zăpada, curată și albă, scânteia, se petrecu un eveniment straniu în Laponia. Un lapon și nevasta lui fură atacați de o haită de lupi, în timp ce se întorceau acasă, fiecare în țania lui. Femeia ținea pe genunchi o fetiță, încă bebeluș, înfășurată într-o piele de ren, și își conducea atelajul. Renii, speriați de lupi, îi zgâlțuiră sania în toate părțile, iar femeia își scăpă copilul în zăpadă. În ciuda strigătelor ei, nu putu să oprească animale și astfel își pierdu fetița. Lupii se opriseră și înconjurară bebelușul căzut în zăpadă. Fetița nici gând să plângă, dimpotrivă, privea liniștită cel înselat pe deasupra, iar lupii, impresionați de ochii ei nevinovați, nu îndrăzniră să se apropie mai mult. Așa că o luară la goană, după sânile care erau deja departe. Copila rămase singură în lumina stelelor. Oare este posibil să ia naștere o legătură invizibilă între un copil și stelele îndepărtate? În acea noapte, fetița privi stelele atât de intens că lumina lor rămase în ochii ei. Din fericire pentru ea, pentru copila care ar fi putut să moară de frig, se întâmplă să treacă pe acolo Simon Sorsa. Acesta era un colonist finlandez din Prahova, din parohia Inari, și se întorcea din Vadu, din Norvegia, unde se dusese să cumpere sare și făină pentru Crăciun. Găsind copilul, scoase un strigăt de uimire, ridică bebelușul și îl luă cu el în sanie. Clopotele de Crăciun sunau de utrenie când ajunse în Inari, iar el merse drept la nevasta lui să-i arate copilul. Elizabeth, ți-am adus un cadou frumos de Crăciun. Uite ce fetiță am găsit astă seară în zăpadă. Nevasta lui Simon luă copilul cu blândețe și îl privi. Dumnezeu te-a trimis în această zi de Crăciun. Și ce privire pătrunzătoare are. O să fii fica noastră, iar băieții noștri, Simu, Pate și Mate, o să fie frații tăi. Crezi că e botezată? Întrebă Elizabeth, întorcându-se spre soțul ei. Nu! De obicei, laponii își botează copiii atunci când aceștia știu deja să meargă. Dar pentru că e seara de Crăciun, haideți să o botezăm pe micuță. Și întreaga familie Sorsa merse la biserică. Pastorul, care binecuvântă copila și o boteza Elizabeth, observă că ochii ei îi străluceau ca stele și nu se putu abține să șoptească. Ar trebui să te chemi ochi de stea, nu Elizabeth. Simon Sorsa fu de acord cu pastorul, dar nevasta nici să n-audă de așa ceva. Să nu glumim cu asemenea lucruri. Un astfel de nume poate fi un blestem pentru micuță. Să nu uităm că este lapună și că laponii sunt vrăjitori. Simon s-a prefăcut că uită porecla fetiței, dar vecinii auziră de această întâmplare și de atunci toți îi spuneau pe ascuns ochi de stea. Copila a crescut și deveni o fetiță vioaie și subțirică, cu părul și ochii negri ca ai laponilor. Era blândă, liniștită și tăcută, dar încă nu împlinise 3 ani, când Elizabeth, mama ei adoptivă, observă că ochii ei aveau o putere ciudată. Frații ei, care o trăgeau mai mereu de păr, deveneau blânzi și cuminți din momentul în care se uita fix la ei. Pisica a familiei nu îndrăznea să îi întâlnească privirea strălucitoare, iar într-o zi, când furtuna făcea ravagii afară, pe munți, ochi de stea reușit să potolească vântul privind fix orizontul. Toate acestea nu erau deloc pe placul mamei sale adoptive, care nu-și putea înăbuși teama ori de câte ori ochi de stea o privea. Parcă mă străpunge cu privirea, se gândea ea. Din ziua în care își dădu seama că ochi de stea citea și gândurile, nevasta lui Simon Sorsa nu se mai putu stăpâni și ea explodă de furie.
Bag de seama că ești fermecată, micuță la pună, strigă ea, furioasă, din calea afară. Dar să știi că nu te mai las să mă privești cu ochii tăi de vrăjitoare și de acum înainte o să stai în beci. Era o mare nedreptate pe care o făcea lui Ogdestea, dar Elizabeth era superstițioasă, iar soțul ei, plecat în călătorie, nu putu să o apere pe fetiță. Așa că Ogdestea fu încuiată în beci, iar mama sa adoptivă crezu că a scăpat de privirea pătrunzătoare a fiicei sale. Fetița era îngrijită și ferită de frig și de foame, dar era lipsită de libertate și ținută departe de frații ei. După câteva zile, în ajunul Crăciunului, o vecină, Mora, veni în vizită la Elizabeth și, în timp ce ticoteau la gura sobei, au auziră pe Ogdestea cântând încetişor. Mama ticotează lână ca să facă mânuși călduroase. Cum se poate una ca asta? Zise Mura. Copila asta e în beci. Cum poate vedea ce facem noi? Este fermecată, răspunse Elizabeth, descurajată. Nu știu ce să fac. Păi, lasă-mi fetița în grijă și o duc eu înapoi în Laponia. Elizabeth o iubea pe Ogdestea, dar era atât de înspăimântată încât accepta această propunere îngrozitoare. Așa că Mura o luă pe Ogdestea și o lăsă în locul în care bunul Simon o găsise în acea noapte de Crăciun. Culcată sub bolta cerească, așa cum fusese acum 3 ani în urmă, fetița primi din nou lumina scânteitoare a stelor în ochii săi. Și acolo i-a văzut dincolo de stele, hot departe, împărăția cerurilor și a nisurilor minunate. În dimineața Crăciunului, Simon sosi acasă și vrut să-și vadă fetița. Când Elizabeth îi povesti ce s-a întâmplat, Simon sări numai decât în sani și plecă în căutarea ei, dar n-a mai găsit-o niciodată pe Ogdestea. Urmele de scâie se pierdeau în zăpadă. Copila dispăruse misterios, la fel cum apăruse într-o noapte de Crăciun. Poate a găsit o familie mai primitoare. Poate și-a regăsit părinții adevărați.